a treia zi de Crăciun, pace împrăznire, Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, bărbat plin de Duhul Sfânt, așa cum se mărturisește în Sfânta Evanghelie. Ziua de 27 decembrie, atunci când este prăznuit Sfântul Ștefan, este foarte importantă pentru credincioși, pentru că este o ocazie de a-și aminti de cei dragi trecuți la cele veșnice, dar și pentru a se ruga pentru noul an. Preoții spun că prin faptele și prin jertfa sa, Sfântul Arhidiacon Ștefan îndeamnă credincioșii să fie mai toleranți și să îi ierte pe cei care le greșesc. Sfântul Ștefan a fost primul martir creștin condamnat la moarte de autoritățile iudaice din Ierusalim. Se spune că a fost unul dintre cei 7 bărbați plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, aleși de către apostoli pentru a îndeplini calitatea de diaconi. Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor, peste 500.000 de români poartă numele Sfântului Arhidiacon Ștefan, aproape 3/4 dintre ei fiind bărbați.